Cazul în care o familie cu un copil diagnosticat aici, în România, cu neoplasm, da, poate cere atât o altă părere, dar și alte investigații Fără într-un discuție, da. alt stat membru al Uniunii Europene? Fără discuție, da, asta a fost principala idee, pentru că inechitățile și inegalitățile vor fi evaluate inclusiv la nivel european. Dar mi se pare foarte simplu în momentul în care ai o suspiciune, mai ales că dacă vorbim despre oncologia pediatrică, să spunem pe românește, cancerele la copii, Da. de multe ori sunt forme rare de cancer, subdiagnosticate sau dificil de diagnosticat în multe zone din România și cred că o soluție coerentă pentru a prelua, informa, a orienta, a face tot ceea ce trebuie pentru ca viața copiilor să fie protejată, viața copiilor români să fie protejată, cred că este extrem de important să facem acest lucru. Să știți că sunt semnale foarte multe, am cunoștințe, prieteni, pacienți care îmi transmit că întâmpină în continuare mari dificultăți în ceea ce privește accesul la tratamentul oncologic în România și cred că, pe de o altă parte, mai este un lucru pe care ne-l dorim, să putem face totuși aceste lucruri și la noi în țară. Centrul de boli rare, știți că a fost înființat la Spitalul Sfânta Maria și fac o treabă fantastică cei de acolo, o echipă multidisciplinară care încearcă să rezolve această problematică extrem de complexă. Dar pe de altă parte, doamna Zaharie, vorbim și de alte direcții prioritare. În Comisia de Sănătate a Parlamentului României, am reușit să punem în practică mama și copilul sunt o prioritate pentru Da. mine, așa că diagnosticul precoce a celor mai frecvente tipuri de cancer ale femeii, și vorbesc de cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul ovarian, sunt deja făcute printr-un proiect la nivel finanțat la nivel european, inclusiv în Iași. Și de ce să nu spun, colegii mei de la oncologie fac o treabă fantastică, inclusiv prin acele caravane de Da. informare și educare și diagnostic precoce. Iar pe de altă parte, haideți să vorbim totuși la modul global. Pentru că pe acest proiect european, pe acest plan de luptă împotriva cancerului, prevede ca până în 2025, deci nu chiar așa departe, 2100 și ceva cu Da. Spitalul Regional de Urgență, să poată fi finanțat la nivel european diagnosticul precoce pentru 99% din ceea ce înseamnă populația României, pentru cancerul de col uterin, pentru cancerul ovarian, pentru cancerul de sân și cancerul colorectal. În plus, vrem să extindem aceste programe la ceea ce înseamnă cancerul pulmonar. Este o mare problemă, subdiagnosticat sau diagnosticat tardiv. Iar pe de altă parte, știți foarte bine câte hepatita B și hepatita C sunt ucigași tăcuți, se descoperă de obicei în forme avansate. Mergem și pe ideea de testare extinsă, apropo de acest gratuită, iar vorbim de gratuități, pentru astfel de afecțiuni, dar pe de altă parte de un program de monitorizare a acestor pacienți, în așa fel încât atunci când apare aceste forme de cancer hepatic, ele să poată fi surprinse și tratate în timp util. Vreau ca în România cancerul să nu mai fie considerat un stigmat sau o boală neapărat letală. Cancerul este tratabil, este o boală care poate fi tratată și repet acest lucru, dar pentru asta trebuie să ai un lucru foarte bine închegat, algoritmic, în așa fel încât să ai și prevenție, și diagnostic precoce, și acces la tratament și să nu se ajungă în formele diagnosticate prin serviciile de urgență tardiv, când aproape soluțiile sunt doar de tipul paliativ. Știm că, în general, pe partea aceasta de prevenție, cei din mediul urban sunt mult mai atenți și mult mai conștiincioși vis-a-vis de lucrul Vi se pare? acesta. Cei din rural, ce se întâmplă Vi se pare? acolo? Vi se pare? Deci nu e chiar așa. Iar aici iar insistăm pe ideea educației pentru sănătate ca materie obligatorie de studiu în toate instituțiile de învățământ, pentru că un stil de viață sănătos, reguli elementare de igienă, urmărirea anumitei simptomatologii, măcar să fie avertizat că poți să te confrunți cu astfel de situații, orientează cu totul și cu totul altfel. Și poate o spun pentru a mea oară, ca să fie cu adevărat eficiente, aceste cunoștințe, deprinderi și abilități trebuie să fie cunoscute precum alfabetul sau tabla înmulțirii.
Și eu zic că se poate. Și dacă ne uităm la speranța de supraviețuire de astfel de patologie în țările din partea vestică a Europei, vom vedea că în ciuda creșterii vârstei, îmbătrânirii celor de acolo, lucrurile acestea, apropo de patologia oncologică, sunt pe locul 3 sau 4 în ceea ce privește mortalitatea. La noi lucrurile stau cu totul și cu totul altfel și știți foarte bine că, din păcate, mi-aș dori mai multe semnale de avertizare. Și fac aici o mică paranteză. În afară de educația pentru sănătate, care este esențială, eu constat că în România cam 70% din ceea ce înseamnă informație medicală se ia ori de pe internet, de reviste, exact, nu o să dau în aberația aia cu informațiile oficiale din această pandemie, în care informațiile oficiale, inclusiv pe ceea ce privește teoria ale conspirației, multe dintre ele nu au mai fost teorii ale conspirației în final, ci pe partea că ar trebui să fie o informare făcută corespunzător. Și dacă tot ai, zic, nu, unde vrei să spun, undeva într-o zonă în care nici televizorul nu bate, dar un radio bate cu 3 baterii, cred că, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea posturilor publice de radio și televiziune, vorbeam de foarte mult timp, a trecut proiectul meu de lege, este lege în Parlamentul României, dar nepus în practică, acel minut de sănătate, care ar trebui să existe la începutul și la sfârșitul calupurilor publicitare. Și, sincer să fiu, se poate găsi un sistem în care poți să faci deduceri fiscale și pentru alte tipuri de informare, media, presă, în așa fel încât să transmiți aceste informații și să faci practica ceea ce înseamnă diagnostic precoce să fie accesibil, măcar la nivel de cunoștințe pentru fiecare dintre noi. Nu știu de ce zâmbiți. Zâmbesc, domnule doctor, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt unele zone din mediul rural la noi în țară. Ce aveți cu ruralul astăzi? Nu știu ce am cu ruralul. Ideea este că nu există medici de familie în anumite sate, în anumite zone, da? Și practic de acolo ar trebui să plece poate această informare din cabinetul medicului de familie. Repet ideea că ar trebui să pornească de la școală. Iar de la școală. Iar pe de altă parte, la nivel european, comisia asta a lucrat aproape 2 ani de zile, am elaborat un cod de luptă împotriva cancerului. Sunt 12 măsuri concrete de ceea ce ar trebui să facă fiecare dintre noi. Și nu știu cum, că văd că guvernanții noștri se pricep la copy-paste de minune când e vorba de alte și cu totul și cu alte lucruri. Dar acest cod de luptă împotriva cancerului ar putea să fie ca un prim pas de informare pentru fiecare dintre noi. Și eu zic că se poate. Iar dacă vorbiți despre medicina de familie, ar trebui să existe la nivelul României, și o spun de dinainte de această pandemie, 3 direcții prioritare, doamne, ce faci? Deci investești, există Europe for Health, sunt mulți bani la nivel european, există Rescue, există Orizont, există această Europa digitală. Ar trebui să te concentrezi pe 3 obiective majore. Iar partea de prevenție făcută în cabinetul medicilor de familie ar trebui să fie finanțată corespunzător. Că uitați-vă și dumneavoastră, nu mai avem medicină de familie prin foarte multe zone. Nu mai avem nici alte tipuri de medicină, dacă pleacă orelistul sau pediatrul în vacanță, se închide secția. Iar pe de altă parte, ar trebui să existe o campanie făcută corespunzător de informare și educare, inclusiv în zone de rural, care spuneți dumneavoastră că nu sunt accesibile. Dar știți că lucrurile nu sunt chiar așa. Pentru că, de exemplu, dacă vorbim despre cancerul de col uterin sau cancerul de sân, 2 din 3 paciente nu au informațiile necesare, o spun colegii mei care lucrează în patologia obstetricală și obstetrică ginecologică, și lucrurile ar putea să fie făcute altfel. Și vă țineți minte că vorbeam despre controle periodice, de cutia nou-născutului, de stimularea prezentării la consulturi, așa cum se face peste tot în lumea asta. Și poate că n-ar fi atât de rău, pentru că Casa Națională de Asigurări de Sănătate a mâncat foarte mulți bani prin acel SIUI, sistem informatic. Să fiți avertizate, mai ales doamnele și domnișoarele, că a venit vremea să vă faceți un control, unde sunteți, când sunteți programată, în așa fel încât aceste mari probleme de ordin birocratic și de acces la tratament să fie rezolvate. Domnule doctor, sunt unele femei care nici nu știu unde să se adreseze, da, pentru un control. Și aici mă refer poate și la acele femei din mediul rural care au adus pe lume 5, 7, 10 copii și la un moment dat ce au spus? Am făcut copii,
să crească copiii, nu se mai îngrijesc de ele. Păi nu. Iar nu. Pentru că teoretic, dacă mai țineți minte, și pe vremea în România exista acel sistem de control prin moașa din localitate, prin asigurarea de către pediatru a controalelor periodice, și la fiecare aceste controle se putea insista și pe această parte de informare în ceea ce privește patologia oncologică întâlnită tot mai mult la doamne și la domnișoare. Lucrurile astea se pot face într-un sistem coerent, dar totul este să vrei și să nu umbli după cai verzi de pe pereți, fără nicio coerență și încercând doar să stingi focul pompieristic atunci când boala este deja într-o fază avansată.